Bună seara, stimați telespectatori ai televiziunii române, Hristos s-a înălțat și trebuie să vă spun că intrăm în linie dreaptă în întâlnirea noastră cu Rusalile, cu Pogorârea Duhului Sfânt. Astăzi facem prăznuire de sfinții mucenici Manuil, Savel și Ismail și de alți sfinți mucenici, Isavru, Inocente, Felix, Ermia și Peregrin, oamenii care până la urmă au adus până la noi această icoană a posibilității de a se împlini Evanghelia lui Hristos în împlinirea Duhului Sfânt. Viața acestora din tâi, Manuil, Savel și Ismail, devine importantă pentru că poartă cu sine o poveste din secole trecute. Iată ce ne zice prologul. Acești trei frați erau din Persia, părinților nu aveau aceeași credință, fiindcă tatăl lor ținea de păgânătatea persană, iar mama lor era creștină și ca o adevărată mamă i-a crescut pe ei din tinerețe în frica lui Dumnezeu. Fericitul Evzoic, preotul, i-a creștinat prin Sfântul Botez și a luminat cu dumnezeieștine învățături. La vremea rânduită, cei trei tineri au fost numărați în ceata ostășească și slujeau cu trupul împăratului Persiei, iar cu duhul slujeau împăratului Ceresc, Domnul nostru Iisus Hristos, păzind sfintele orunci și căutând să se placă lui cu faptele lor cele bune. Ce impresionantă e trecerea aceasta de la slujirea împăratului Roman la împăratul Persiei, dar mai cu seamă la rămânerea în slujirea împăratului Hristos. Ne spune povestea că de multe ori erau foarte buni în ceea ce privește activitatea lor militară, dar se retrag cu pioșenie, cu bun simț, cu foarte multă smerenie din tot ceea ce însemna închinarea la idoli, ospețe, dănțuiri. Robii lui Dumnezeu, Manuil, Savel și Ismail, dacă au văzut nelegiuirea, s-au dat deoparte, mâhnindu-se pentru înșelarea și rătăcirea unui atât de mare popor, rugând pe Hristos să se poată spăzi ei de împărtășirea cu necuvințele acelei închinări idolești. Până la urmă sunt luați, sunt prinși, se prind ceilalți din jur că sunt creștini, că refuză această copărtășie în desfrâu și sunt chemați la judecată, iar ei răspund: noi suntem trimiși pentru așezăminte de pace ca să nu ne pustim unii pe alții, iar nu pentru credința în zei, că fiecare cinstește pe Dumnezeul în care crede, iar tu ai lăsat cele ale împăcării și începi altele pentru care nu suntem trimiși. Judecătorii sfătuiește să renunțe, dar ei răspund: noi socotim ca nebun cu adevărat pe cel care în loc de Dumnezeu are un idol neînsuflețit și se leapădă de Dumnezeul cel viu. Sigur că sunt uciși la un zid al lui Constantin, la un loc râpos, li se taie capetele, iar împăratul a poruncit să li se arde trupurile și auzind de uciderea trimișilor săi, împăratul perșilor s-a umplut de mânie când intră în contact cu populația către care trimise pe aceștia și răzbunătorii le pedepsește moartea. Nu asta au vrut ei. El a vrut pe Hristos. Au să se așeze cu Hristos în împărăția cerurilor și să trăiască din această părtășie veșnică cu El. Poate părea nebunie, dar cât de frumoasă este această așezare din ospețe și desfrâu și idolatrie în liniștea cu Hristos. Mâine este o nouă zi.